În ziua de 9 mai, Rusia a sărbătorit cu focuri de artificii, iar Ucraina a fost bombardată și mai puternic. Este una dintre cele mai importante sărbători anuale în Rusia și marchează momentul în care Germania nazistă a fost înfrântă prin efortul conjugat al aliaților în cel de-al doilea război mondial, acum 77 de ani. În mod tradițional, atenția publică este concentrată asupra evenimentelor de la Moscova, unde a fost organizată o amplă paradă militară, unde Kremlinul și-a expus o parte din arsenal, inclusiv arme de distrugere în masă. În weekend, responsabilii au făcut repetiții pentru paradă, iar presa internațională a semnalat chiar și angrenarea copiilor de grădiniță în acest demers. Însă, spre deosebire de anii anteriori, ziua victoriei în războiul încheiat pe continent. Acum aproape 8 decenii este celebrată anul acesta în plin război declanșat de Rusia în Ucraina. Peste 10.000 de soldați ruși, 10 de blindate și tancuri, lansatoare de rachete și impozantele, rachete nucleare intercontinentale, Topol, au traversat în cursul dimineții piața roșie marcând 65 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste. Într-un moment simbolic, soldații din câteva țări membre NATO au defilat în premieră absolută lângă zidurile Cremlinului. Totuși, la aproape 20 de ani de la sfârșitul războiului rece, Moscova consideră în continuare Alianța Nord-Atlantică drept principală amenințare la adresa securității sale.